Bun, deci avem check engine-ul ăla acolo, care îmi ziceai că e de la... Din câte am înțeles, acela se aprinde când mergi cu ea foarte subturată. Chestia asta o am oare și la Logan. Când merge cu ea subturată, se aprinde chestia. Hey, când începi să-i dai un pic în gură, se stinge. Se stinge. Hey, aici eu am dat în gură cât s-a putut, dar nu se mai stinge. Că cauți eroarea de bord, la computer spune că este de la catalizator. Care dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi suntem într-o mașină de buget, ce mi se pare important de a fi pusă în lumină, pentru simplu fapt că pot să o cumperi cu o sumă onestă de bani. Dar pentru a înțelege mai multe referitoare la această mașină, avem un invitat special. Prezintă-te. Salut, sunt Adrian, am 23 de ani, locuiesc în București și... Ce mașină e asta? Un Renault Clio 2, 1.416 valve, 2006. Din 2006? Da. Când ai achiziționat-o? Acum 3 ani, aproape 3 ani, cam așa. Asta înseamnă că poți să ne dai niște informații referitoare la cam cât costă partea de mentenanță a mașinii? Toată lumea se sperie de Renault. Da, de asta e și vorba. Toată lumea se sperie de mentenanță, de piese, de schimburi, de... Doamne, dacă mi-a plicat ceva, mă duc la Renault, mă juc pe aia de bani. Dar nu e chiar așa, adică pot spune că... Dacă o faci în regie proprie, nu mai cheltuie așa mult bani. Nu, chiar este ok. Adică am schimbat la amortizoare, am schimbat flanșe, am schimbat, nu știu, la crucea caranică am avut o problemă în care, na, când am pus problema asta, toată lumea spunea gata, deci de nou 30 de milioane, gata, doar piesa. Pus manoperă încă 10. Și ai făcut-o în regie proprie. Exact. Dar și la... găsește piese aftermarket pentru ea? Da. Deci sunt. Trebuie să cauți. Pentru că știu că au ceva Renault și Dacia, au ceva exclusivitate pe piese de origine. Da, doar că este un model mai special. Da, referitor la asta, ce motor e ăsta? 1.416 valve, 98 de cai, aspirat. Mi se pare foarte tare, pentru că e o mașină ce se folosește și pe la competiții sportive. Știu câțiva băieți care aleargă prin campionatul național de slalom paralel și pe la coastă mai merg cu 1.4-ul ăsta. Uh-huh. E un motor foarte vânos, așa. Fâșneț și stabilă. Da, în general, în momentul în care vorbim despre mașini mai puternice, mașini ce se mișcă mai repede, vorbim și de un consum mai mare. Automat. Despre ce vorbim? Deci consumul la momentul actual este de 12 în oraș, doar că eu nu trag de ea... Adică la, o să-ți merg la consum. Nu, îi dau. 12% în oraș. Asta înseamnă că un 9% afară. Nu, mers în vână, să zic. Adică așa. Mers repede. Exact. Bun. Dar la consum, adică mers normal cu ea în oraș 10 și în afară 8. Mai puțin de 8, nu. Ca și costuri de achiziție? 2000 de euro. 2000 cap, de euro. În cap. Hai să vedem repede, să vedem dacă ai pierdut ceva bani în 3 ani. Cu toate că la 2000 de euro mi se pare genial, că nu prea mai are unde să meargă. Uh-huh. Deci e un Renault. Când am cumpărat-o avea 86.000 de kilometri, 87. Și acum are 107.000. Reali. Super tare, nu are deloc kilometri. 1300 din 2002, a ta este din? 2006. 2002. Păi asta înseamnă că mașina e undeva în 1700-1800. Uh-huh. Asta înseamnă că în 3 ani de utilizare ai pierdut undeva la 200 de euro. Adică n-ai pierdut nimic mai exact. Exact. Și aia celelalte mașini... Foarte tare, foarte mișto, respect pentru asta. Fii atent, aseară, după ce am povestit că ne întâlnim astăzi, am postat pe pagina noastră de Instagram o postare în care am întrebat oamenii ce ne urmăresc să ne pună întrebări referitoare la mașina asta. Ca de obicei am primit o grămadă de întrebări, dintre care vreau să atacăm cele mai interesante întrebări de aici. Referitor la asta, dacă îți dorești pe viitor să lași întrebări despre mașinile pe care le avem în materiale, te invit să dai un follow la pagina noastră de Instagram. Și acum intrăm pe întrebări. S-au băgat bani în ea? Vlăduț ne întreabă. Da, s-au băgat, doar că sunt băgate din cauza drumurilor din România, din cauza grupilor. Articulații. Adică... Exact. Înțeles. De ce Clio și nu Megane? Vasile întreabă.
La Mega nu mi-a plăcut și când am găsit mașina asta, Megane erau mai scumpe și oferau față de aceasta aceleași dotări. Și nu ce plăcut. Înseamnă ca și costuri? Cam cât costa un Megane? Atunci, nu știu, undeva la 3.000 jumate. Ah, deci aproape, aproape dublu. Da, și era 2003 maxim. N-are sens. Da. Corect. Și nu mai vorbim de kilometri. Dacă ai avut probleme cu ea la general așa, adică ți-a făcut ceva belele? Ai rămas pe undeva cu ea? Nu, nu, asta nu și la motor nu absolut nimic, în afară de ulei și de... Ambreiajul. Ai avut probleme cu ambreiajul? Ne întreabă Edi. Cu toate că m-am speriat prima oară când, pentru că este foarte tare. O să te las să te speri, să vezi cum e. Deci cam atât apeși din el. Atât. Dar așa e ea. Ciudat. Cu încuietorile de la uși cum stai? N-ai avut treabă? No problem. Tot Edi ne întreabă, la sistem audio când dai drumul la muzică mai tare, ce zbârnie din ce cauza basului? Ce înseamnă tare? Adică dacă dai la 30, da. Aha, e logic. Este logic, dar dacă lași, ai văzut și tu, la undeva la 16-17 volum, da. Este... Onest. Tot Edi ne întreabă, ce zici de servo pe timp de iarnă? Face figuri? Nu face, doar că ce este mai ciudat la ea e că are servo semi-electric, adică are un motoraș acolo care, adică eu nu pot să pun lichid de servo, n-am unde să-l pun. Așa? E, și pe coloana de direcție are un aparat, un roboțel, care el face toată chestia asta. Doar că n-am avut nicio problemă. Problema a fost că am avut o problemă la crucea cardanică în care Okay. La binele acestea am început să facă scumpă, le-am schimbat și a fost atât. Costurile de întreținere echivalează cu Loganul? Da. Cam pe acolo, nu? Da. Uite, vezi, și Raul ne întreabă exact aceeași chestie, că sunt ok mașinile, dar piesele valorează cât mașina, adică sunt foarte scumpe pe piesele. Ceea ce, după cum povesteai, nu e chiar așa. Nu, acum ți-am spus, dacă te duci la Renault, te-și poai de viu. Dacă te duci în regim propriu și îți dai interesul și cauți, găsești. Uh-huh. Dacă chiar vrei, găsești. Andrei ne întreabă câți proprietari a mai avut mașina. Unul singur înaintea mea. Unul singur. Deci ești al doilea proprietar. Eu sunt al doilea proprietar. Super tare. Robert ne întreabă dacă mașina asta merge pentru raliu, aproximativ ce sumă trebuie băgată în ea. Da, e o mașină bună pentru proiect de raliu, pentru că e foarte echilibrată și bine gândită la bază și să bagi sub post, dai cu ea undeva la 5-6 mii, după cum povesteam și în materialul cu Ciprian. Uite, aici e o întrebare bună. Cu câte kilograme are mașina? Mașina n-are o tonă. Mașina, da. Mașina are 957 de kilograme. De acolo și ușile astea așa. Când am tras de ușa, am avut impresia că s-a rupt. Da. Da, deci 950 de kilograme? Cam așa, cu noi. Mihai. Cu lichide. Bun. Ce ulei folosești? Elf. Original. Da. Da. Cum ai ales mașina asta? Are o poveste? Adică te gândeai la altceva și ai ajuns după care la un Renault? Ai mers direct pe Renault? De ce ai ales doar Renault? Ideea a fost așa, când am fost eram la liceu, eram clasa 12-a și începeau băieții să-și cumpere mașini și și-a luat un băiat mașină ca asta și mi-a plăcut foarte mult pentru că îți oferea senzații. Și mi-a plăcut plus că era o mașină ieftină, a venit și vremea să-mi cumpăr și o mașină, am căutat ca tot românul Golf 4. Deci prima dată te-ai gândit la un Golf 4? Exact. Și cum ai ajuns la Renault? Avea 3 poze și n-are neclare, doar că am văzut Clio 1416 valve și am zis că atai și kilometri și nu m-am apusat de an. După aia mă duc că am văzut mașina și chiar mi-a plăcut când am văzut că este și primul proprietar. Dar care a fost factorul de decizie în a merge pe Renault și a renunța la ideea de Volkswagen? Adică era mai ieftin Renault decât Volkswagen-ul? La momentul acela cred că da, pentru că un Volkswagen la banii aceia nu puteam să iau cu climă, nu puteam să iau cu comenzile astea de la volan, nu puteam să iau, nu știu, cu alte dotări. Da, deci are sens din punct de vedere financiar. Exact. Uite, o chestie foarte interesantă ne întreabă Andrei. Mi se pare interesant pentru că chiar vorbeam de asta, despre faruri, că s-au mătuit farurile. Ai zis că le-ai făcut poliș. Le-am făcut poliș acum 3 ani. Și au ținut 3 ani. Cum ai făcut polișul? L-ai făcut undeva unde se ocupă cu așa ceva? Da. M-am dus. Și ai mai reții cât a costat? 100 de lei. Deci n-a fost nici foarte mult. Nu. Și n-am pus nici folie. Ceea ce 3 ani pentru un poliș la farul
E super onest. Da. A fost prima mașina ta? A fost a doua. Ce a avut prima dată? Prima oară am avut o Dacia Solenza în care am avut un accident cu ea, n-a fost vina mea. Ce ai pățit? Veneam de la Cules de Vie cu nașul meu și veneam de la Mogoșoaia. Este drumul acela în care sunt foarte circuit din cauza construcției de metro din 1820. Așa. Și pur și simplu mergeam, aveam undeva la 60 la oră și mi-a tăiat calea un băiat care locuia cu locul meu. El îmi spunea că acum o săptămână el avea prioritate. Doar că au modificat că se schimbă tot timpul acolo semnele. Și am intrat pur și simplu în el. Erau 5 mașini. Am scăpat. Am avut noroc cu centrul de siguranță. Foarte tare, asta e bine. Foarte bună. După impact, mașina încă mai mergea, pentru că aveam 60. El s-a învârtit de 2 ori și eu încă mai mergeam. Și în fața mea aveam și intram într-un stâlp. Și cât mai aveam roți așa din volan, am evitat și pe ăla. Și aia a fost. Am înțeles. Ce a fost greu e că dacă eu stau în Berceni, mi-a fost greu să o mut. Să o mut, da, am luat parte tot forma, dar dacă n-aveam până toți erau plecați, numai eu am fost cu Legovie, da. Și sună. Corect. Și ai mai avut alte evenimente de atunci? Accidente? Da. Nu. Ruben ne întreabă dacă ai manivele pe spate. Da, sunt manivele pe spate. Da. Mă deranjează, cum le folosesc eu? Da. Alex ne întreabă cum e să-ți consume 10 litri la 120 km la oră. Asta e, atâta consumă. Îți asum. Eu, mașina asta e specială pentru că ea este din Franța. Adică nu e proprietar, mulțumesc, a luat-o din Franța. Adică a fost comandă de aici din România, dar mașina este de Franța de origine. Ceea ce eu cred că este o diferență între... Pentru ce piață e produsă, da, mașina. Da, da, absolut. Da, da. Clar sunt diferențe. Mi se pare foarte ciudat asta. Când mi-ai spus și tu... Și să văd dacă știe cineva de ce siguranța de la airbag-uri este pe fața de ușă. Stai seama că atunci când o ai și mergi cu ea... Nu mai realizezi. Nu spui întrebări de-astea. Te-ai interesat vreodată dacă există vreo variantă în care să-i adaugi putere mașinii? M-am gândit. Și? M-am gândit, doar că am renunțat la ideea asta. Singurul lucru pe care poți să-l faci sunt 3 chestii. Să-i faci un soft în care îți bagă 5 cai. Bun. Să-i faci o evacuare capoare care are încă 5 cai. Și să-i mai bagi benzină de 100 care îți mai dă încă 10 cai pe moment. Se găsesc greu piese? Dragoș ne întreabă. La modelul ăsta da, pentru că cum am spus, nu pot să iau piese de Renault Symbol. Pentru că asta e campus. Am înțeles. Da. Dacă vrea să fie apus sus. Bă, n-am să înțeleg mă niciodată neamurile astea proaste. Mă, oprește-te, dă-l în... S-a trezit el, mă, să claxoneze, mă. Cred că e altul în spate și da. Da, ui, acum. A, e intermitent dreapta și de-aia. Hai să facem. Știi că nu trebuia să faci asta, nu? Why? Nu ai obligația să-l lași să treacă. Da. Ai idee? De ce? Pentru că oricum e roșu și trebuie să lasă să treacă pietonul. Nu are nicio legătură cu asta. Știi ce zice legea referitor la verde intermitent dreapta? Ia. Pun pariu că nici ăla și nici tu nu știi. Eu nu știu. Și nici ăla nu știa că dacă știa, numai nu claxona. Da. În momentul în care te apropii de o intersecție cu verde intermitent, trebuie să te uiți pe marcaj. Pe marcaj scria pe banda, pe prima bandă, înainte sau la dreapta. Dacă eu mă pun pe prima bandă și vreau să merg înainte, pot să claxonez până îți arzi claxonul. Pentru că eu am dreptul să stau pe banda aia. Ai voie să claxonezi sau să faci țigănii, cum a făcut ăla cu Land Rover, că e mare șmecher, doar în momentul în care ai bandă specială pentru viraj la dreapta. Asta e bună. Da, 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 păi zic că știu că și eu am avut discuții cu asta și după aia m-am interesat și am înțeles exact cum funcționează.